Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Copil accidentat pe bulevardul CFR. 300 de locuri de muncă vacante pentru șomerii giurgiuveni. 31 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de la Consiliul Județean. Licitație pentru copilul meu, un nou succes pentru compania de teatru Rond. Premiu important adus la Giurgiu de Millennium Art. Neatenția l-a costat pe un copil de 12 ani. Joi la prânz, acesta a traversat strada prin loc nepermis și a fost acroșat de un autoturism în care circula regulamentar. Din fericire, copilul a ajuns la spital doar cu răni ușoare. Traversarea șoselei prin loc nepermis duce de multe ori la evenimente nefericite. Asta s-a întâmplat și joi la prânz, când, în timp ce traversa prin loc nepermis bulevardul CFR, un copil de 12 ani a fost acroșat de o mașină. Chiar dacă trecerea de pieton se afla la doi pași de locul incidentului, copilul a preferat să traverseze neregulamentar, ajungând astfel la spital cu o sperietură, dar și cu răni ușoare. Astăzi, în jurul orei 11, în municipiul Giurgiu, pe bulevardul CFR, un minor în vârstă de 12 ani din municipiul Giurgiu, care a încercat să traverseze strada prin loc nepermis și fără să se asigure, a fost accidentat ușor de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 42 de ani din municipiul Giurgiu. Conducătoarea auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Deși copilul a scăpat doar cu răni ușoare, pe numele șoferiței care conducea autoturismul s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De câteva zile, mult trambalatul dosar electronic de sănătate este obligatoriu. Medicii trebuie să introducă toate datele pacienților, inclusiv istoricul medical, în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Fiecare român va avea propriul său dosar electronic de sănătate. Acesta va conține toate informațiile de care furnizorii de servicii medicale au nevoie atunci când un pacient are o problemă de sănătate. Începând din 12 noiembrie, medicii sunt obligați să introducă în sistem toate datele pentru toți pacienții, indiferent că sunt sau nu asigurați. Dosarul electronic de sănătate este ultima etapă a implementării sistemului informatic în domeniul sănătății. Primele demersuri și prima procedură pentru implementarea dosarului de sănătate a fost inițiată încă din 2014, iar până în data de 2016, când a apărut ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei de Asigurări de Sănătate, privind obligativitatea folosirii dosarului electronic de sănătate, au fost inițializate 6 milioane de dosare electronice de către furnizorii de servicii de sănătate. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate sunt de părere că acest dosar va ajuta nu doar pacienții, ci și pe medici. Aceștia vor putea consulta date obiective cu privire la starea de sănătate a pacientului și nu vor mai fi nevoiți să întrebe pacienții despre problemele pe care aceștia le-au avut în trecut. Dosarul electronic este chiar de o importanță foarte, foarte mare, pentru că dosarul este structurat pe 5 secțiuni, conținând date relevante ale sumarului pentru situațiile de urgență, datele de identificare ale pacientului, istoricul medical, antecedentele medicale precedente și o serie de documente pe care pacientul le-a primit de-a lungul timpului. Toate analizele, toate biletele de trimitere, tot ce primește în sistem electronic un pacient în cabinetul medical, migrează, bineînțeles, printr-o comandă pe care o dă medicul de familie, medicul specialist, în general furnizorii de servicii de sănătate, migrează în acest dosar. Iar în situațiile de urgență sau, eu știu, în momentul în care se prezintă de la un furnizor la un alt furnizor, poate să verifice ce proceduri s-a făcut pentru soluționarea unei probleme de sănătate pacientului respectiv de către cel care sau cei care la care s-a prezentat inițial. Dosarul electronic poate fi accesat de pacienți prin intermediul portalului DES de pe site-ul oficial al Casei Naționale de Sănătate, dar numai după ce medicul a generat un cod printr-o matrice de securitate, iar pacientul a stabilit o parolă de acces.
Giurgiuvenilor aflați în căutarea unui loc de muncă li se oferă în această perioadă joburi atât în județul și municipiul Giurgiu, cât și în Spania la Căpșuni. În timp ce pentru județul nostru sunt disponibile puțin peste 300 de locuri de muncă, în Spania sunt 800. 303 locuri de muncă vacante sunt anunțate în această perioadă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pe plan local, 251 dintre acestea fiind pentru persoanele cu studii medii, profesionale și lucrători calificați sau necalificați, în meserii ca brutar, croitor, electrician, dispecer, mecanic de utilaje, șofer de autocamion, tinichigiu, tâmplar universal și multe altele. Pentru persoanele cu studii superioare și post-liceale sunt disponibile 52 de oferte de muncă, agent de vânzări, inginer mecanic, inspector, profesor, referent de stare civilă, gestionar de depozit sau mediator școlar. O ofertă mult mai bogată, numeric vorbind, dar care se adresează șomerilor din întreaga țară, nu numai giurgiuvenilor, vine din partea angajatorilor spanioli. Ei caută din nou culegători de căpșuni. Mai exact, 800 de căpșunari sunt solicitați de spanioli. Selecția doritorilor va avea loc în 3 locații din țară, care nu s-au stabilit încă, în perioada 13-16 decembrie, iar data estimată pentru angajare este 15 februarie 2017. La această selecție pot participa doar persoanele care sunt înregistrate în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la compartimentul EURES, ca fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Cei interesați de locurile de muncă de pe plan local, dar și de cele din Spania, pot afla mai multe informații de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, situat pe șoseaua București. Una din cele mai încărcate ședințe extraordinare ale Consiliului Județean este programată vineri pe ordinea de zi, fiind înscrise numai puțin de 31 de proiecte de hotărâre. O parte dintre acestea vizează aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru diverse proiecte, însă consilierii vor dezbate și alte teme, cum ar fi alocarea unor sume de bani pentru sărbătorile de iarnă și pentru Ziua Națională a României. Printre proiectele de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii consilierilor județeni se numără o nouă rectificare a bugetului, repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale, aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2017, regulamentul pentru decontarea cheltuielilor cu naveta ale medicilor angajați la Spitalul Județean, înființarea centrului de bătrân de la Oncești, dar și preluarea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local Giurgiu în cea a Consiliului Județean. În aceeași ședință, consilierii vor alege și reprezentanții județului în adunările generale ale unor asociații de dezvoltare intercomunitară. Este vorba mai exact de ADI-urile Management Eficient pentru un județ curat, Sănătate asigurată prin apă curată și Iluminat public eficient. De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de vineri sunt incluse și câteva proiecte legate de probleme financiare. Este vorba despre o nouă rectificare a bugetului, dar și de alocarea unor sume pentru finanțarea manifestărilor ce vor avea loc la Consiliul Județean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 150.000 de lei, și pentru cheltuielile ocazionate de sărbătorirea Zilei Naționale, 25.000 de lei. De pe ordinea de zi nu lipsește nici punctul privind acordarea unor ajutoare financiare. De această dată sunt propuse 25 de astfel de ajutoare, în valoare totală de 440.000 de lei, toate destinate parohiilor și mănăstirilor din județ. Ședința extraordinară a Consiliului Județean este programată vineri cu începere de la ora 11. O singură instituție din Giurgiu a fost acceptată în cea mai recentă sesiune de analiză a dosarelor pentru programul Rabla, iar pe lista persoanelor juridice ce vor primi vouchere pentru achiziționarea de mașini noi la Giurgiu apar în total doar 5 poziții. Administrația Fondului pentru Mediu a afișat pe site-ul propriu lista persoanelor juridice ale căror dosare depuse în programul Rabla și Rabla Plus au fost acceptate după analiza din data de 15 noiembrie. Este vorba despre dosare depuse în perioada 27 iunie-28 octombrie. Potrivit datelor oficiale, au fost acceptate 616 din cele 859 de dosare depuse de persoane juridice, totalizând 1474 de autovehicule, iar 243 de dosare au fost respinse. De asemenea, au fost aprobate 18 contestații pentru 45 de autovehicule aferente dosarelor respinse în etapa anterioară de evaluare. În ceea ce privește programul Rabla Plus, AFM precizează că a fost analizat un singur dosar depus, acesta fiind acceptat pentru un autovehicul. Doar 5 din cele peste 600 de dosare acceptate au fost depuse de persoane juridice din județul Giurgiu, iar dintre acestea, 4 sunt ale unor societăți comerciale.
Singura instituție publică ce a depus un dosar pentru această sesiune a programului Rabla a fost Casa de Asigurări de Sănătate, iar dosarul a fost aprobat. Pe lista dosarelor respinse la nivel național apar două din județul Giurgiu, unul fiind cel depus de societatea APA Service. Listele persoanelor juridice care au fost acceptate și respinse în programe sunt publicate pe site-ul AFM la secțiunile aferente programului Rabla și Rabla Plus 2016. Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa unuia din producătorii sau dealerii auto care au fost validați în program. Pe de altă parte, persoanele juridice care au fost respinse au posibilitatea să depună contestații începând de miercuri 16 noiembrie, în termen de 5 zile. Strategia energetică a României prevede majorări substanțiale ale prețului energiei electrice. Capitala și județele Ilfov, Timiș, Arad și Prahova sunt regiunile cu cele mai multe companii ce oferă tichete cadou de Crăciun. Iar un sfert din angajații României primesc salariul minim, adică mai puțin de 1000 de lei net. Sunt o parte din subiectele rubricii Flash. Prețul energiei electrice pe piața Angro va crește de la 30 de euro pe megawatt-oră în prezent la un nivel mediu între 65 și 85 de euro în perioada 2030-2050, potrivit proiectului Strategiei Energetice a României 2016-2030 cu perspectiva anului 2050, lansat în dezbatere publică de Ministerul Energiei. În prezent, producătorii de energie electrică nu sunt profitabili, având un cost mediu total de 114 euro pe megawatt-oră, raportat la un preț mediu final de 94 de euro pe megawatt-oră. Situație ce nu va persista pe termen lung, mai spun autorii strategiei. La prețul angro al energiei electrice se adaugă tarifele de rețea, taxele și accizele, în funcție de tipul de consumator și de banda de consum. Totuși, creșterea prețului energiei electrice are loc în ansamblul Uniunii Europene, iar România va rămâne în continuare printre statele membre cu cele mai scăzute prețuri la energie electrică, semnificativ sub media europeană. De asemenea, creșterea veniturilor va compensa creșterea prețurilor, astfel încât ponderea cheltuielilor cu energia electrică în bugetul gospodăriilor va rămâne la un nivel asemănător celui din prezent, deși consumul de energie electrică urmează să crească apreciabil, potrivit Agerpres. Majoritatea companiilor care vor oferi angajaților tichete cadou de Crăciun sunt din București și județele Ilfov, Timiș, Arad și Prahova. Aproximativ jumătate dintre companiile care oferă astfel de tichete își desfășoară activitatea în servicii, distribuție și sectorul industrial, arată un studiu recent. Peste 50% dintre companiile care vor acorda tichete cadou cu ocazia Crăciunului în acest an au între un angajat și 19 angajați. Începând din ianuarie 2016, tichetele cadou acordate de către companii sunt scutite de impozitul pe venit și pot fi acordate atât angajaților cât și copiilor minori acestora. Potrivit studiului comandat de una din companiile ce emit tichete cadou, 30% dintre angajați cumpără cu astfel de tichete piese de mobilier și produse pentru casă, 30% cumpără produse electro-IT, 20% haine și încălțăminte, iar circa 10% plătesc masa la restaurant cu tichetele cadou primite de la angajatori. Un sfert dintre contractele de muncă din România sunt încheiate la nivelul salariului minim pe economie, potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Cercetare în domeniul muncii și protecției sociale. Din luna mai a acestui an, salariul minim brut pe economie este de 1250 de lei pe lună, potrivit unei decizii guvernamentale. La acest brut, angajatul primește un salariu net de 925 de lei pe lună. Așadar, circa un sfert dintre angajații din România câștigă mai puțin de 1000 de lei pe lună în mână. Pe baza datelor din cercetarea citată mai sus, se poate face un portret robot al angajatului, care câștigă 925 de lei pe lună în acest moment. Astfel, contractele de muncă pe salariul minim sunt mai frecvente în cazul femeilor decât al bărbaților. Numărul de femei plătite cu 925 de lei pe lună este cu 260.000 mai mare decât cel al bărbaților. Pe grupe de vârstă, procentual, cele mai multe contracte de muncă active la salariul minim sunt în grupa mare de vârstă 35-54 de ani, 56% din total. Pe grupe ocupaționale, ponderea cea mai mare a contractelor active la salariul minim. În total, contracte active sunt în clasele de muncitori necalificați, potrivit cercetării. Realizatorii studiului au mers și mai în detaliu cu cercetarea, identificând și activitățile economice din grupele mari, unde sunt cele mai multe contracte de muncă încheiate la nivelul salariului minim. În top sunt activitatea de bodyguard, transportator și muncitor în industria textilă. Deși au cu totul alte meserii, cei trei membri ai companiei de teatru Rond reușesc să ridice sala în picioare cu fiecare reprezentație. La fel s-a întâmplat și miercuri seară la cea mai nouă premieră a trupei, Licitație pentru copilul meu.
A fost mai întâi weekend cu tata. Au prins curaj și au mers mai departe, într-o angajare de clown, iar miercuri seara au organizat o licitație pentru copilul meu. Cătălina Sfetcu, Gabi Caraconcea și Vasile Toma au reușit din nou să surprindă publicul giurgiuvean cu cea de-a treia premieră, Licitație pentru copilul meu, o piesă scrisă de un mai vechi colaborator și prieten al îndrăgitei trupe, Gelu Brebenel. O piesă altfel față de cele cu care Rond obișnuise publicul. Atunci distinsă și stimabilă, doamne, aș dori să facem prezentare. Tu! Eu sunt doamna, da, distinsă și stimabilă, dacă așa spui. Iar dumneata ești? Păi eu sunt și-a venit să... Dumneata! Dă-mi voie să-ți spun tu! Deci, tu ești domnul sofisticat. Sofisticatul, așa am să-ți spun. Și de ce? Pentru că așa am pus un nume tuturor celor care au venit aici la mine. Unora nici măcar nu le-am pus un nume. Am ținut până la un moment dat socoteala, conferindu-le un număr, numărul 1, 2, 3, numărul 40 și ceva. Dacă așteptai cineva la lume, mă retrage. Într-un fel aștept pe cineva. Rămâi. Crezi în întâlniri? Oamenii sunt născuți pentru întâlniri. Oamenii au șansa unor întâlniri. Da. Le-au ratat, mai așteaptă. Dacă mai sunt în stare. Dacă nu cumva s-au înfundat cu întâlnirea care i-a pus definitiv la zid. Fără să fie întâlnirea vieții. Tu ce mai aștept? Am rămas ator cu multe. Foarte multe. Dar mai ales cu asta. Să știi că mama ta nu a reușit să aibă un copil numai și numai pentru ea. Ai venit la timp! Intră! Dă-mi voie să vă fac cunoștință! Dumnealui este... Aplauze la scenă deschisă, minute în șir, au răsplătit munca celor trei artiști, ale căror nume devin din ce în ce mai cunoscute și mai iubite de publicul amator de teatru din Giurgiu. Primele lor impresii sunt contradictorii, dar toți au un numitor comun. Bucuria că au reușit să ducă la bun sfârșit încă o premieră, ce s-a dovedit un succes. Un actor vorbește prin ceea ce face el în scenă. Mie mi s-a părut ciudat totdeauna să vorbesc despre mine după ce am coborât din scenă. Spectatorii au văzut ceea ce era de văzut și fiecare are părerea lui, trage concluziile lui, i-a plăcut,
altuia nu i-a plăcut, părerile sunt împărțite și e normal să fie. Așa că nu semănăm, nu suntem toți făcuți de o mamă și de tată. De un tată. Am lucrat minunat și ce este important, este că și, nu, asta în niciun caz nu este obediență. M-au ascultat. Ceea ce le-am propus, au încercat să facă și eu zic că au făcut cu mare succes. Licitația pentru tata este o piesă de o altă factură decât cele anterioare. De o altă factură. Eu zic că am reușit, că am stârnit curiozitatea spectatorilor. Le spuneam în culise după spectacol că dacă ar fi fost rumoare în sală, dacă ar fi râs atunci când n-ar fi trebuit, dacă se auzea vreo muscă bâzâind prin sală, pierdeam partida. Nu era bine. A fost greu, alături de maestru Toma, nu este, pentru noi nu este deloc greu. În plus că acum, săptămâna teatrului Giurgiovean, am făcut și botezul trupei noastre, companiei de teatru Rond, și am dovedit spectatorilor că suntem o trupă legată și putem juca indiferent de presiune, indiferent de piesă, ne putem ridica la așteptările spectatorilor. N-a fost nici ușor pentru că repetăm din vară, pentru că avem și alte meserii, exact cum spune și domnul Toma, și nu se, programul fiecăruia este diferit și atunci probabil că dacă am fi fost actor și am fi făcut numai asta, într-o lună maximum era gata. Ce urmează să fac acum compania de teatru Rond? Să bea o bere. Urmează să ținem cont de proiectele pe care le punem, o să le dezbatem împreună, să rejucăm aceste piese și în deplasare, să vedem. Sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor spectatorilor. Chiar dacă suntem amatori, muncim poate de două ori mai mult, dar e atât de mare pasiunea încât el este bolnav, este sub tratament. Febril a jucat weekend cu tata, ca să înțelegeți ce înseamnă să faci din pasiune. Așa a zis maestru, da. Asta e. Să ne țină Dumnezeu așa. Seară de teatru gratuit pentru seniorii giurgiuveni. Pe 24 noiembrie, Teatrul Tudor Vian organizează un spectacol dedicat persoanelor de vârsta a treia, personalități ale orașului. Este vorba despre spectacolul Șantaj, un spectacol care nu a fost ales întâmplător și în care o bună parte a spectatorilor se vor regăsi în rolul personajului principal din piesă, fiind vorba despre un dialog între generații, cea tânără și cea de vârsta a treia. Pe 24, în sala mare a teatrului, oferim persoanelor de vârsta a treia care au reprezentat personalități ale orașului nostru, seniorilor, un spectacol gratuit, ca o, să-i spun, reverență pe care o facem în fața generației care, din multe puncte de vedere, a reușit să ducă orașul până la nivelul la care este el astăzi. Neavând altă posibilitate decât cea a biletelor cu preț redus în perioada normală, în timpul anului, am spus că odată pe an este absolut normal să invităm, să ne cunoaștem, să ne cunoască, să-i cunoaștem, să știm despre cine este vorba. Sigur că, dat fiind că am vrut să ne adresăm nu tuturor pensionarilor sau nu tuturor seniorilor din acest oraș, am spus că ideal ar fi să luăm legătura cu asociațiile, cu organizațiile care, într-un fel sau altul, au reușit să-i adune pe cei care au fost profiluri reprezentative ale orașului, motiv pentru care am vorbit cu organizațiile de seniori a trei partide politice, dar și cu Asociația Județeană a Pensionarilor, Consiliul Local al Seniorilor, Colegiul Medicilor, Asociația Pensionarilor Foste Cadre Militare. Deci îmi place să cred că, într-adevăr, persoanele care au reprezentat ceva în acest oraș și care s-au adunat într-un cadru organizat vor avea cunoștință de acest demers al nostru. Dacă nu și dacă fac parte din acele organizații, îi rog pe această cale să ia legătura cu cei care păstoresc destinele lor și să se intereseze de acest proiect care va avea loc, așa cum spuneam, pe 24 seara de la ora 6, probabil, aproape sigur de la ora 6, în sala mare a teatrului.
Asociația Culturală Millennium Mart a adus la Giurgiu unul dintre cele mai importante premii în sport. În cadrul Galei Tineretului, desfășurată pe 13 noiembrie la Timișoara, Asociația Culturală Millennium Mart a câștigat la categoria sport premiul întâi cu proiectul Young Fit Non-Formal. Au cucerit de-a lungul timpului numeroase premii la concursuri importante, atât în țară cât și în afara granițelor, și mereu au reprezentat cu brio orașul Giurgiu, iar acum au bifat un alt succes și au adus pentru prima dată la Giurgiu un premiu important. Este vorba despre sportivii de la Asociația Culturală Millennium Art, care au câștigat locul întâi la Gala Tineretului, organizată pe 13 noiembrie la Timișoara. În acest weekend am participat alături de Cosmin Astruescu la Gala Tineretului, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului. A fost un eveniment foarte emoționant, deoarece noi ne-am aflat între finaliști. A trebuit să stăm cu sufletul la gură până am aflat care sunt cei care au câștigat. Ne-am bucurat foarte mult când ne-am auzit numele. Sperăm să fie un prim început și pe viitor să avem cât mai multe proiecte înscrise. Suntem foarte mândri că am reprezentat acest oraș și sperăm să avem cât mai multe rezultate. Asociația Culturală Millennium Art a cucerit primul loc la Gala Tineretului la categoria sport cu proiectul Young Fit Non-Formal. În cadrul proiectului Young Fit Non-Formal am abordat metoda folk aerobic, metodă pe care am inventat-o în cadrul asociației noastre. Pe măsură ce am implementat proiectul Euroaerobic în anul 2013, este o metodă care combină gimnastica aerobică cu dansul tradițional. În cazul acestui proiect de tineret, am combinat dansul tradițional românesc, dansul grecesc și dansul latino. Proiectul s-a adresat în mod direct celor 5 lucrători de tineret și celor 10 tineri care, prin intermediul activităților pe care le-au desfășurat, au fost inițiați în practicarea diferitelor activități sportive și au fost informați cu privire la importanța alimentelor sănătoase ca factor cheie în combaterea obezității. Casino, aviatorul sau culoarea banilor sunt doar câteva din multele filme premiate semnate de reputatul Martin Scorsese, care astăzi a ajuns la 74 de ani. Celebrul regizor este și subiectul rubricii noastre Memoria Zilei. Martin Marcantonio Luciano Scorsese s-a născut în 17 noiembrie 1942 în Queens, New York City. A fost elev al seminarului Cardinal Hayes în Bronx. A părăsit seminarul pentru școala de film la Universitatea din New York. În acea perioadă a început războiul din Vietnam. Suferind de astm din copilărie, a fost scutit de serviciul militar. În 1969 a primit diploma de absolvire în regie de film. A făcut câteva filme scurte, dar cel mai important la acea vreme era comedia neagră The Big Shave, în 1967, în care un om se rade până la sânge și în final își taie gâtul cu lama. Prin filmul acesta, acuza implicarea Americii în războiul din Vietnam. În 1967, Scorsese a regizat filmul alb-negru I Call First, împreună cu câțiva studenți, printre care actorul Hiver Keitel și editorul Thelma Schumacher, amândoi devenindu-i colaboratori pe termen lung. Începând cu anii 70, îi cunoaște pe Francis Ford Coppola, Brian De Palma și George Lucas. Brian De Palma îl prezintă pe actorul Robert De Niro. Primul film cu acesta începe să contureze stilul lui Scorsese. Violență și sânge, vină și căință, orașe și străzi cu atmosfere ciudată. Imaginea realizată în stilul unui documentar vechi. Anul 1976 este marcat de apariția filmului Taxi Driver. Filmul va marca Hollywoodul cu portretul întunecat și șocant de violent al unui om singuratic care se îndreaptă spre nebunie. Alături de Robert De Niro a jucat Jodie Foster într-un rol extrem de controversat, o prostituată minoră. Succesul filmului l-a impulsionat pe Scorsese, începând să lucreze la proiectul New York, New York, un musical. A fost a treia colaborare cu De Niro, cooptând-o în rolul feminin pe Liza Minnelli. Filmul a fost un eșec major la box office. Dezamăgit de acest fiasco, Scorsese face o depresie. În această perioadă începe să consume droguri, devenind dependent. Cu ajutorul lui Robert De Niro, scapă de dependența de droguri și realizează un alt film, Raging Bull. Atât Robert De Niro cât și Scorsese au fost recompensați cu premiul Oscar. Urmează apoi o serie întreagă de succese, Regele Comediei, Culoarea Banilor, Vârsta Inocenței, Casino sau Aviatorul. În 29 aprilie 2009, Scorsese a fost ales președintele onorific al secțiunii Cannes Classic din cadrul celei de-a 6-a ediție a festivalului. Pentru contribuția adusă
frumoasă cinematografiei, Martin Scorsese a primit distinția Kennedy Center Honor în 2 decembrie 2007, alături de Diana Ross și Steve Martin. Are o stea pentru film în partea de nord, aria 6800, pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood. Mă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Copil accidentat pe bulevardul CFR. 300 de locuri de muncă vacante pentru șomerii giurgiuveni. 31 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de la Consiliul Județean. Licitație pentru copilul meu, un nou succes pentru compania de teatru Rond. Premiu important adus la Giurgiu de Millennium Art. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la ora 19:30 cu un nou jurnal de știri. La revedere!